domnișoarelor și domnilor, stimați invitați, vă spunem un bun venit la spectacolul Drapelul Național, simbol al Unirii. Organizat de către Centrul Cultural al Ministerului Afacerilor Interne, în colaborare cu structurile Ministerului Afacerilor Interne din Garnizoana Neamț, cu sprijinul Asociației Culturale Eu Cred și al Asociației în Munții Neamțului, și al Centrului pentru Cultură și Arte Carmen Seculare Neamț, care aparține de Consiliul Județean Neamț. Și este dedicat aniversării zilei de 26 iunie, ziua Drapelului Național. Vă invit acum să vă ridicați în picioare pentru a fi intonat imnul național de către Bianca Raluca Iaută, elevă la Școala Gimnazială Bicazu Ardelean, în clasa A7-a și membră a grupului Florile Ceahlăului din cadrul Asociației Culturale Eu Cred. Deșteaptă-te, și când a noastră pierd
Academie a fost instituită prin legea numărul 96 din 20 mai 1998, ca fiind Ziua Drapelului Național al României. Simbol al luptei poporului român pentru libertate, drapelul național amintește fiecărui cetățean datoria sfântă de a servi cu credință patria, de a apăra cu orice preț unitatea, suveranitatea și independența României. Manifestarea este dedicată de asemenea și centenarului Marii Uniri din 1918. Pentru că centenarul Marelui Război și al Marii Uniri reprezintă un eveniment unic în viața societății românești, pentru că misiunea nobilă de rememorare a trecutului și istoriei naționale ne aparține, iar centenarul se concentrează pe promovarea obiectivă a valorilor trecutului, pe creșterea importanței și relevanței în societate, a disciplinei de studiu istorie, punând accent pe istoria națională. Este momentul acum să vă prezint partenerii evenimentului nostru. Este vorba despre inspectoratele județene din Garnizoana Neamț, respectiv Inspectoratul de Poliție Județean Neamț, de asemenea Inspectoratul Județean de Jandar Neamț, și Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Neamț. Suntem onorați de asemenea să avem printre invitați și reprezentanți ai autorităților și societății civile, elevi din municipiul Piatra Neamț, cât și membrii ai Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, filiala Neamț. Sunt personal foarte entuziasmată să mă aflu astăzi împreună cu dumneavoastră, un public minunat și dornic să asculte muzică deosebită, interpretată de artiști foarte apreciați și recunoscuți. Și vă veți convinge de acest lucru. În cadrul manifestării vor evolua pe scenă și ne vor încânta cu melodiile lor laureați ai festivalurilor organizate de Centrul Cultural al Ministerului Afacerilor Interne, alături de membrii grupului Folk, Eu Cred. Partea dumneavoastră vor reprezenta frumosul de care are nevoie orice act artistic. Vă propun în cele ce urmează momente poetice în care artistul și polițistul neperete, Gheorghe Filip, purtător de cuvânt la IPJ Antica, ne va recita câteva poezii dedicate evenimentului. Gheorghe Filip. Da, mulțumesc foarte mult, Pa. M-am speriat, e prea tare. Eu cred că aș putea să vă vorbesc și fără microfon, fiindcă... Și aș putea și să nu vă vorbesc, fiindcă inima mea cred că se aude. Eu sunt român până în măduva oaselor mele, eu sunt român până în adâncul sufletului și dincolo de el, pentru că sufletul la un moment dat nu va mai sălășlui aici pe pământ, ci se va înălța undeva la ceruri. Sper eu să se întâmple asta în ceea ce mă privește, deși sunt un biet păcătos care nu își poate îngădui o așa mare speranță, totuși îmi doresc să se întâmple asta cândva, pentru că până atunci mai am câte ceva de spus, de adus în fața oamenilor, de rostit, de rostogolit printre cuvinte, cu fără prea mult povestire, ca să zic așa, deși viața noastră este alcătuită așa. Trebuie să ne comunicăm gândurile, să ne transmitem simțirile, să exteriorizăm
sentimentele pe care le întâlnim unii față de ceilalți, pentru că dacă nu ne arătăm ce credem, ce știm, ce cunoaștem și ce gândim, atunci suntem secretoși și suntem egoiști până la urmă. Ce vreau să vă spun este că sunt foarte bucuros să mă aflu astăzi aici. Este extraordinar că în zi de, zic eu, sfântă sărbătoare națională, chiar dacă nu este ziua națională, este o sărbătoare națională noastră, aceasta a drapelului, a tricolorului nostru, și nepregătit fiind, mi-am adus notițe. De ce? Pentru că așa cred că se cuvine ca prima poezie pe care o aduc astăzi să fie una a unui coleg de-al meu, Ionel Simota. El este polițist la Inspectoratul de Poliție Județean Harghita și este membru al Scriitorilor din România și în organismul de conducere al filialei Brașov a acestei Uniuni a Scriitorilor. Și poezia nu poate fi alta decât dedicată tricolorului nostru. Voi primi tricolorul de la munții aceștia înalți, cărora în genunchi le voi săruta poalele ca pe mâna sfântă a zmislirii, ca pe iertarea iertării. Și așa cum duminica își așează crucea mai întâi, tot așa eu voi așeza în mine albastrul și galbenul și roșul, culori pe care Dumnezeu le-au rânduit atât de frumos în mantia sfântă a luminii, în cântecul vântului, în obrazul curat al ploii. Voi primi tricolorul ca pe un dar suprem pentru care de atâtea și atâtea ori ni s-au jertfit eroii. Vă mulțumesc! Și ne bucurăm că îl avem alături. Doamnelor și domnilor, vă propun să întâmpinăm, cum se cuvine, tradiția noastră culturală, care ne individualizează ca popor și ne înalță spiritual ca oameni. Primul moment al spectacolului nostru, în ceea ce privește un moment de interpretare, va fi prezentat de un om care emană energie pozitivă prin simpla prezență. Iar când începe să cânte, personal, am senzația că timpul se oprește în loc și trăiesc un sentiment de plenitudine sufletească și de profundă mândrie pentru că m-am născut într-o țară cu tradiții de neegalat. Este vorba de Ciprian Istrate, interpretul de muzică populară, care provine dintr-o zonă aflată la interferența câmpiei Transilvaniei, cu Târnava Mică și chiar cu Mureșul Milociu, în prezent ofițer psiholog în cadrul grupării mobile de jandarmi Târgu Mureș. Astăzi este alături de noi, împreună cu soția lui, Mihaela Istrate, și de asemenea împreună cu Alexandru Groza de la IPJ Cluj. Cu doi tineri, Răzvan și Andrei. Și nu rămâne altceva decât să-i invit pe scenă și să vă încânte cu melodiile lor. Thank you.
cântă, e țara mea de dor. În tine m-am născut și pentru tine mor. În tine m-am născut și pentru tine mor. Românie sfântă, e țara mea de dor. În tine m-am născut și pentru tine mor. În tine m-am născut și pentru tine mor. Și munții tăi ce falnici și brazii tăi ce înalți stau unul lângă altul, drept strajă la hotar. Stau unul lângă altul, drept strajă la hotar. Românie sfântă, e țara mea de dor. În tine m-am născut și pentru tine mor. În tine m-am născut și pentru tine mor. Asta să facem și noi interpreții, cum a făcut Marius, adică cei care cântă această muzică, transmite aceste sentimente naționale, naționaliste, aș putea spune, dar nu în forma aceea care să supere pe cineva, ba din contră. Trebuie neapărat, în fiecare dată, eu zic așa, în fiecare zi a vieții mele și mai ales în acest an, 365 de zile de sărbătoare, dragii mei, în care va trebui să cântăm aceste melodii de dragoste și atașament față de neam și țară. Să ne ajute Dumnezeu! Vreau să vii aici cu drapelul, te rog eu frumos! Dumneata! Alt drapel mai mare nu ești! Piatra mea azi. În dreapta Tatălui. Așa. Din Ardealul meu cel sfânt, de la oară aștept. Și astăzi de la piatra.
stradă, mândru să ridică mânt. Tricolorul nostru sfânt stă pe bordă ca un astru. Foarte mulți dintre ei tineri, 18 și 21 de ani, părinte. Pentru sufletele lor este important să muncim noi acum. Maestre, o ultimă melodie. Le spun maestre, vreau să vă spun ceva. Nu vă supărați, domnul Coșerariu, prietenul meu de suflet. Vreau să fac o destăinuire. Acum, aici, pentru prima dată, în premieră mondială, domnul de la CNN, atenție. Glumesc, bineînțeles. Răzvanel, te rog frumos, te ridici în picioare. 14 ani, este băiețelul nostru și pentru prima dată este pe o scenă. Mulțumesc. Iar aici, cu instrumentul acesta, un băiat foarte, foarte talentat, Andrei Crețu, 16 ani. Bun. Mihaela, draga mea, ultima melodie pe care ne-a propus să o cântăm aici, în fața acestor minunați oameni, de care ne leagă, aș putea spune, acelea sentimente de dragoste față de neam și țară. Este melodia pentru care, draga mea, Mihaela, m-ai sfătit. Eram, spune.
Vreau să te întreb dacă din nou dai totul din casă. Și văd că asta și face. Numai câteodată. Numai câteodată. Acum mi se pare că e locul cel mai potrivit, nu ne aude nimeni, suntem la noi doi. Te rog. Această melodie, dragii mei, îndeamnă din nou la unitate. Frăția asta care ne leagă, limba aceasta pe care noi, ardelenii dumneavoastră, moldovenii, bănățenii, moroșenii, iată, cu reprezentanții lor frumoși aici, oltenii și ceilalți de peste tot, a trebuit să o ducem mai departe. Cântecul se intitulează La Unire. Iar dacă dumneavoastră, la sfârșit, veți cânta cu noi ultima strofă, nu mai mult, știu că e vacanță, da? O să vă mulțumim din toată inima. Maestră! Vă mulțumim din toată inima, din tot sufletul nostru,
Mulțumim invitației care ne-a fost adresată de către Centrul Cultural al Ministerului Afacerilor și Internelor, prietenei noastre și a dumneavoastră și a lui Marius în special, da? Diana Petrescu, doamna comisar șef de poliție, pe care o chem aici alături de noi. Diana, dragă, jos de bine, între oamenii și că așa le place lor să stăm cât mai aproape de ei. Vreau să-ți mulțumesc din toată inima, în numele meu, a soției mele, a prietenilor mei, pentru toate eforturile pe care le depui, pentru că știu cât de importantă este activitatea culturală din Ministerul Afacerilor Interne și cât de greu îți este ție să te duci de colo, colo, din toată țara, să ne iei pe noi pe toți, ne aduci. Eu am noroc că vin cu nevastă, dragi, dar alții mai puțin. Dumnezeu să-ți dea sănătate. Vă iubim, vă prețuim. Doamne! Naționale ale noastre, ale românilor. O mare bucurie să vă avem alături și vă mai așteptăm la cântările noastre. În cele ce urmează, am mare bucurie de a vi-l prezenta pe colegul nostru, Alexandru Groza, de la Inspectoratul Județean de Poliție Cluj. El este absolvent al Școlii de Agenți de Poliție Septimiu Mureșan Cluj-Napoca, un foarte bun coleg și foarte talentat artist. El a câștigat una dintre edițiile Festivalului Artiștilor Amatori din Ministerul Afacerilor Interne, iar astăzi, cu ocazia spectacolului organizat aici, la sala Calistrat Hogaș, a Consiliului Județean Neamț, ne va oferi un potpuriu folcloric. Alexandru Groza!
directorului afacerilor interne, domnul director Alin Avram. Vă mulțumesc vouă tuturor invitațiilor și participanților pentru sprijinul în organizarea acestei manifestări. De asemenea, voi invita din nou în scenă pe Ciprian Istrate, alături de soția lui. Vă mulțumim foarte, foarte mult pentru sprijinul oferit. Următoarea invitată este Adriana Maria Jung, agent în cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Alba, secția 9 Poliție Rurală Câmpeni, postul de Poliție Vidra. A studiat canto popular la Școala Populară de Arte și Meserii din Sibiu, iar unul dintre citatele ei preferate este: totdeauna o să caut să păstrez puținul pe care l-am, pentru că sunt prea mic ca să îmbrățișez lumea. Ea astăzi a venit aici să ne încânte și să ne îmbrățișeze cu melodii de muzică populară din zona Ardealului. Adriana Maria Jung. Bună ziua și bine v-am găsit! Mulțumesc, doamna Diana, pentru frumoasa prezentare. Este pentru a doua oară aici la dumneavoastră și sper să mai vin și asta se datorează numai Centrului Cultural al MEAI. Dacă tot vin din țara Iancului, din județul Alba, o să ascultați în cele ce urmează un cântec pentru bătița de pe târnavă, după care o să întonăm împreună. Asta mi-aș dori foarte mult și un cântec patriotic. Bătiță de pe târnavă, la 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 la.
anticipare, motiv pentru care îți oferim un diplomă de excelență. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Vă mulțumesc! Trebuie să vi prezint și pe domnii care ne ajută astăzi, micul nostru Taraf. O mare bucurie să-i avem alături de Alexandru Groza. Este vorba de Crețu Cristian, domnul Teodor Lazar, Andisul din Picaz și domnul Nedel cu Cristi, la clapă. Claudiu, mă scuzați. Ne bucurăm să vă avem alături și vă așteptăm și cu alte ocazii. În continuare, îl voi invita pe Ionuț Argint Uriciuc, absolvent al Academiei de Poliție Alexandru Ioan Guza, în prezent polițist în cadrul Brigăzii Poliției Rutiere. El, de asemenea, ne va interpreta la acordeon un popuriu folcloric. Argint Uriciuc Ionuț. Thank you.
invit pe scenă pe Alina Buncianu din cadrul Batalionului numărul 9, detașamentul numărul 1 al Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București, o foarte talentată artistă și interpretă de muzică populară. Ea a încântat juriul Festivalului Artiștilor Amatori din Ministerul Afacerilor Interne, obținând unul dintre locurile întâi ale acestui festival. De asemenea, este absolventă a Școlii Militare de Subofițeri de Jandarmi Grigore Alexandru Ghica Drăgășani. Iar astăzi ne va interpreta melodii din zona folclorică a Mehedințiului. Alina Buncianu. Mulțumesc! Vă spun și eu, bine m-am găsit și dacă tot au venit din toate meleagurile țării, pentru ziua drapelului nu se putea ca Mehedințiu să lipsească. Eu mâine la munce.
În continuare, am deosebită plăcere de a-l invita în scenă pe unul dintre cei care a fost unul dintre membrii tarafului pe care l-am avut astăzi. Este vorba de domnul Cristian Crețiu.
talentul față de muzica populară din zona Maramureșului, i-au adus renumele, având o voce care ne încântă de fiecare dată când avem ocazia să o ascultăm. În continuare, am onoarea să vă prezint în cadrul acestui spectacol o colegă minunată și deosebită de la Poliția de Frontieră din Sighetul Marmației, Maria Mihali. Să o primim un aplauz! Bună ziua și bine m-am găsit! Este o mare onoare pentru mine să fiu aici, în mijlocul dumneavoastră, și vă mulțumesc pentru căldura cu care mă primiți. O să aduc pe doamna primar de la Tașca, e o mare bucurie să vă văd. Și pentru dumneavoastră, dragi prieteni, sunteți atât de frumoși și atât de calzi, parcă ați fi moroșeni de-a ei. Și tocmai de aceea, când ca și la mine acasă. Vreau să vă spun că am venit în Piatra Neamț în urmă cu foarte mulți ani la un bal al vânătorilor. Știu că aici este o zonă specifică și nu întâmplător am ales prima melodie, având în vedere că nu am melodii înregistrate patriotice, urmează, am tricolorul la mine și am să vă rog, atunci când să-l fluturăm, pentru că astăzi este ziua lui și trebuie să-l ținem sus la înălțime. Vă mulțumesc!
Mulțumesc din suflet, să știți că aici, mai aproape de dumneavoastră, e mai bine. Așa, ajungi de măsări! Thank you.
iubesc! Și noi te iubim, Maria Mihali, motiv pentru care îți oferim o diplomă de excelență. Mulțumesc frumos! Seriozitatea și devotamentul sunt două trăsături ale următorului invitat din spectacolul nostru. Și asta atât în interpretarea unor melodii maramureșene, dragi nouă, cât și în munca profesională desfășurată. În cele ce urmează, am marea bucurie de a vi-l prezenta pe Adrian Bența, polițist de frontieră, în cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetul Marmației și care a făcut parte din ansamblul folclorii național Transilvania. Să primim cu aplauze pe Adrian Bența. Bună ziua! După 10 de ani am ajuns la Teatrul Neamț din nou. Vă doresc sănătate și să trăiască toată România și toți românii. Două melodii din Maramureșul istoric, simple și frumoase sunt.
Veșnicia munților, șuietul vântului, ropotul ploilor, sufletul omului. Toate sunt cântec. Prin cântec mă simt mereu acasă. Sunt vorbe spuse cu grijă și care ne impresionează, așa cum ne impresionează de fiecare dată cu melodiile sale din zona folclorică a Sucevei, Marius Gâianu. Pentru că vineri este o mare sărbătoare, Hramul Sfinților Apostoli Petru și Pavel,
Dacă este cineva aici ce nu poartă în această lume, sau aveți acasă pe cineva drag, la mulți ani cu multe bucurii și un cântec special legat de această sărbătoare, că pe mine mă cheamă și Petrică și de aceea uneori mai spun că sunt și Petre din Suceava, nu doar un ales. De regret, cumva, că nu trăim mai intens sentimentul acesta de român. De regret că am bătătorit și am trimis undeva în desuiet sau am perimat acest simțământ patriotic.
De regret pentru că nu mai știm să prețuim așa cum se cuvine valorile acestea pe care ni le-au lăsat înaintașii noștri și pentru care s-a vărsat foarte mult sânge. Poate sentimentul acesta mi-a fost indus de la începutul acestui spectacol de prietenul nostru Ciprian Istrată de la Mureș, care spunea că în fiecare zi dintre cele 365 ale anului centenar s-ar cuveni să ne bucurăm. Ori eu nu simt sau nu văd în jurul meu foarte multă bucurie. Poate pentru că eu simt că mă doare România și românismul în diferite feluri, în diferite moduri, mă doare în diferite sau pentru diferite zone, nu doar din țara noastră bună și străbună, ci de pe tot întinsul acestui continent, sau mă rog, cel puțin din zona aceasta, balcanică, așa cum îi spunem. Mă doare diferit să fiu român la mine, la Miercurea Ciuc, mă doare acolo cumva a revoltă și a supărare. Mă doare să fiu român Valea Timocului, acolo mă doare a disperare și a spaimă. Mă doare Moldova și mă doare dulce, frumos, moldovenește acolo, în Republică. Mă doare în mod diferit, spuneam, să fiu român. Mă doare pentru că, de pildă, nu știu câți dintre noi și mai trezesc așa cum făceam eu cândva copilașii cu sus, 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 la munte, sus, 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 române sus, acolo-i și i-am cu dus, la vidra de sus. Așa îmi trezeam eu copiii când erau mici. Copiii mei care acum, băiatul în sfântă zi de Sfântă Mărie, pe 15 august, va împlini 17 ani, iar fata mea a împlinit deja 20 de ani. Ele sunt darurile, ei sunt darurile, pe care eu le dăruiesc acestui popor, pe care nădăjduiesc să le las cu cinste și cu drag, cu onoare în lume, după ce eu nu voi mai fi. Îi mai trezeam și cu... Mulțumesc! Ridică-te, Ștefane, și vezi-ți fii, că vremea în lume e grea. Credință veșnică patriei noastre, jurăm Maria ta. Trebuie să fii nebun, ca după atâția artiști frumoși pe scena asta, să îndrăznești să cânți. Dar eu nu sunt sănătos, n-am fost niciodată. Poate că așa cum spunea Păunescu, sunt bolnav de dumneavoastră, țară. Și poate că acesta este și motivul pentru care de 1 decembrie, de Ziua Națională a României, la Miercurea Ciuc, imaginați-vă că m-am îmbrăcat în diferite moduri, nu doar m-am prezentat într-un spectacol pe care l-am prezentat ca atare, de pildă, imediat după intonarea imnului de stat, am intrat în scenă în uniformă de militar român, din aceea de deșert, deschisă la culoare, cu drum bun, drum bun, toba bate, drum bun, brav român, cu sacul legat în spate, cu armele în mâini, în sfârșit, știți cântecul noastră vreau să arăt, ci faptul că mesajul meu de după a fost acela că mi-aș dori din toată inima ca militarii noștri să nu mai moară pe câmpuri de luptă străine, să nu mai lupte pentru străini și pentru cauze ce ne sunt străine, ci să stea la noi acasă, să apere granițele patriei mele, țărișoarei în care noi trăim și pe care s-ar cuveni să o iubim, să o prețuim, să o respectăm mult mai mult decât o facem în momentul de față. Apoi am intrat, de pildă, într-un halat de medic și am cântat atunci: acolo este țara mea și neamul meu cel românesc, acolo eu să mor aș vrea, acolo vreau eu să trăiesc. Și iarăși nu continui, dar am cântat așa și m-am îmbrăcat în medic, pentru că am fost atunci pe Ziua Națională a României și pot fi orice vreau eu în țara mea, pot fi oriunde vreau eu în țara mea. Am fost medicul român Gheorghe, așa cum înainte fusesem soldatul român Gheorghe. Am fost muncitorul român Gheorghe, pentru că eu sunt Gheorghe. Tata Gheorghe, bunicul Dumnezeu să-l odihnească a fost Gheorghe. Tot neamul meu parcă a fost Gheorghe. Și atunci, cred că sunt dăruit acestui tărâm, acestui meleag, acestui popor, acestei patrie. Și mi-am spus atunci și am spus tuturor celor din jurul meu că mi-aș dori ca medicii noștri să nu mai plece peste hotare, ci dimpotrivă să se întoarcă și să facă bine nația asta, poporul acesta. E adevărat că trebuie să-i ajutăm și pe ceilalți semeni ai noștri din diferite popoare și zone ale lumii. Dar în primul rând trebuie să ne pese de noi înșine, pentru că mai eu e mai aproape de trup decât cămașa. Și nu fără să fim egoiști, ar trebui să ne îngrijim mai mult de trupul acesta al țării, pe care îl ciopârțim noi sau îi lăsăm pe alții să îl ciopârțească în fiecare zi. Am fost apoi magistratul român Gheorghe, îmbrăcat în robă, cu joben din acela la gât, și am venit cu
A sosit ziua dreptății, ziua sfântă a libertății. Și mi-am dorit cu voce tare ca justiția română să fie neamflecată, să fie dreaptă, să nu fie oarbă, dar să fie egală, echidistantă pentru fiecare dintre noi, să nu fie influențată de niciun fel de factor, de niciun fel de... Nu zic, fiindcă nu mă bag acolo unde nu fierbe oala, deși oala mea ar trebui să fiarbă peste tot, pentru că sunt român pe fiice petec de pământ din buna și străbuna mea țară românească. Am fost mai apoi polițist, pentru că până la urmă asta sunt de imediat 24 de ani. Dar pentru că am fost polițist, am fost și jandarm, pentru că sunt în Ministerul Afacerilor Interne. Am fost și polițist de frontieră, am fost și pompier și am fost și lucrător la prefectură, să zicem. Și aici am intrat cu treceți batalioane române, carpații, la arme cu frunze și flori. Vă așteaptă izbânda, vă așteaptă și frații cu inima la trecători. De ce? Pentru că mi-aș dori ca niciun jandarm de-al meu, niciun polițist de-al meu, niciun om în uniformă acestei țări să nu mai moară pe câmpuri de luptă, să nu mai lupte, să nu mai fie nevoie să facă acest lucru pentru pământul acesta. Mi-aș dori ca niciun pompier să nu mai moară în dealul Spirii sau pe cine știe ce alt deal. Mi-aș dori ca oamenii de la prefectură să gândeau numai vești bune. Mi-aș dori, am spus și repet acest lucru, parcă am ajuns acolo încât să nici nu mai vreau conducători cu care să mă mândresc. Aș vrea conducători măcar de care sau cu care să nu mai fie rușine. Pur și simplu atât îmi doresc în momentul acesta sau din acest punct de vedere. În sfârșit, am fost foarte multe, pentru că eu de ziua națională a mării și în fiecare zi a vieții mele și a vieții acestei patrii pot să fiu, repet, tot ce vreau eu să fiu. Dar am încheiat cu țăranul român, într-o ie de felul acesta și am spus eu fac merele și vinul, ar pământul an de an. Știu ce gust are veninul, nu-s boier, ci sunt țăran. Cobora cerul pe ape, Ion roată când vorbea, se dădeau munții afroape. Mi s-a uscat gura, dar nu vreau să închei, pentru că țin numai decât să isprăvesc mesajul pe care l-am din acest punct de vedere. Mi-aș dori din toată inima să rămână un cât de mic ecou în urma mea, fiindcă eu sunt aici aproape, am... scuzați-mă. Poate că e nepoliticos să fi făcut acest lucru în fața dumneavoastră tuturor, dar sunt om. Sunt om și sunt normal și am emoții și asta se vede, se simte și mă bucur că s-a întâmplat asta până la urmă. Ar fi fost o impietate din partea mea să mă întorc cu spatele la dumneavoastră și să-mi umezesc scuzele și limba asta românească pe care Bunul Dumnezeu mi-a lăsat-o să o utilizez și să vă transmit gândul meu bun și mesajul frumos pe care îl cultiv în fiecare zi în sufletul acesta. Am un suflet acolo, Doamne Dumnezeule. Am și scris o poezie în sensul acesta, iacă-te. Ne depărtăm din ce în ce mai tare. Tot mai puțin pământul ne-l iubim, deși împărțim aceleași vechi hotare și același grai străbun toți îl rostim. Suntem din ce în ce mai răi, mai egoiști, de parcă nici de noi nu ne mai pasă. Vrem tot mai sus, dar suntem tot mai triști. Uităm de mamă, de tată și de casă. Abia când suntem jos, în gravă suferință, ne reunim căci suntem frați la greu. Așa cum de ne doare ori de avem vreo dorință, privim cu rugă către cer mereu. Patria, sufletul meu, e aproape de Dumnezeu. N-am, părinte, sau dragi părinți, una dintre intrările mele în scenă pe 1 decembrie, la Miercurea Ciuc, de Ziua Națională a României, a fost în straie de preot. Și am zis, nu uita că ești român, că sus în deal la tine sat Popa Ioan te-a botezat și lelea stanca te-a ținut un an la sânt. Pe mine m-a ținut mai puțin, concediul maternal era mult mai scurt atunci. Mama viața de ea a trebuit să meargă la serviciu. Așa am făcut toți. Am trudit foarte mult, așa cum țăranul din mine are aspre palmele bătătorite de munca, de a ridica, de a clădi, de a
de a înălța cumva poporul acesta și țara aceasta către ceruri, către sus, că tot acolo ne îndreptăm gândul, visările și speranțele în fiecare zi. Deși, repet, uităm de cer, de Dumnezeu și ne amintim doar când ne e greu asta. Ce bine ar fi, așa cum facem darul de Crăciun, să știm să dorim în fiecare zi. Ce bine ar fi, așa cum oferim flori femeilor de 8 martie, să știm să facem asta mereu, ori de câte ori avem prilejul, chiar dacă nu în fiecare zi. Ce bine ar fi să nu uităm că suntem români, să nu uităm că suntem creștini în fiecare zi a vieții noastre și să înălțăm rugi către cer, nu doar când ne e greu, ci și când ne e bine, cu mulțumire. Ce bine ar fi să fim bine mereu. Mai am un pic, doamna comisar șef, m-ați scăpat aici, trebuie să mă lăsați să spun, de exemplu, încă o poezie foarte frumoasă, pentru că e vorba de rugă, pentru că e vorba de țară. Înlăcrimată-i țara și întristată, e ca o mamă împietrită în rugi. Veniva iarna să mai ningă odată pe rănile atâtor sfinte slugi. De mii de ani a tot cărat povara unui popor desculț și înfrigurat, cel pentru care sfântă era țara și pentru care sfânt s-a lăcrimat. De atâta vreme și tot în groapă fi, încât ea însă și-a ajuns sărmana să fie umbra morții printre vii, o umbră care îl lăcrimează rana. Acum, în straie negre, ponosite, bate zadarnic pe la închise porți, pe orbi îmbuibați să-i mai invite la parastasul fiilor ei morți. Dar, Doamne, care-i știi durerea, căci numai Tu de mână o mai ții, când vei voi să vină învierea, să faci dreptate, Doamne, acestor fii. Vă mulțumesc! Nu-l mai las, că poate nu-l mai dă înapoi. Cuvinte impresionante. O zonă pe care o iubim, Harghita, cea din care vii. Ne bucurăm că ești alături de noi. Iar diploma de excelență. După ultimul moment. În cele ce urmează, un nou moment oferit de Lupu Claudiu din Piatra Neamț, cel care ne-a sprijinit astăzi și ne-a încântat la clapă, de data aceasta, cu o melodie a lui Louis Armstrong. Lupu Claudiu! Thank you.
muzical, cel al muzicii ușoare, iar următorul invitat în spectacol este Raul Șipa, care până de curând era unul dintre mascații Serviciului de Acțiuni Speciale din Poliția Capitalei, în prezent polițist la secția 26 Poliție din București. Raul Șipa este polițistul care a concurat la X-Factor, reușind să impresioneze juriul cu piesa 10 a lui Florin Chirian. De data aceasta este prezent cu două melodii, Raul Șipa. Mulțumesc! Vă spun și eu bună ziua și vă mulțumim pentru prezență. Salut toți invitații, toți colegii. Mulțumesc încă o dată Centrului Cultural pentru invitație și pentru ocazia de a lua parte la un asemenea spectacol. Și am să vă cânt o melodie de muzică ușoară ale unor interpreți foarte îndrăgiți. Prima melodie, dacă stau bine să mă gândesc, cam are legătură cu țara asta noastră. Se numește Drumurile Noastre. Și aș vrea să cântați cu mine. Și eu. A tot, a tot, a tot.
Vă mulțumesc! Mulțumesc mult, sunteți minunați! La mulți ani, la felul nostru, la mulți ani tuturor românilor! Vă mulțumesc! Și noi îți mulțumim foarte mult, Raul Jipa, și îți oferim o diplomă de excelență! Vă propun în continuare să ascultăm muzică folk. Mulți dintre noi am crescut cu aceste ritmuri și nostalgia lor ne încarcă în interior și ne mobilizează. Am plăcerea să vi-l prezint pe Ilie Gabriel Mihail, laureat al Festivalului Național al Artiștilor Amatori, ediția a treia. Domnia sa vine din Râmnicu Sărat și este polițist în cadrul Direcției Generale Anticorupție, Serviciul Județean Anticorupție Buzău. Aplauze pentru Ilie Mihail Gabriel. Bine v-am găsit, mulțumesc! Mulțumesc invitației Centrului Cultural al MEAI-ului, vă mulțumesc dumneavoastră. O să punctez de ce să tot discutat de Tașca. Poate unii n-ați înțeles și fac datoria, fiind printre ultimii care evoluează în această după-amiază. Pe scenă, noi la Tașca, se pare că toate drumurile duc la Tașca și la Piatra Neamț. Acolo, pentru prima dată, și nu am o vârstă, sunt la începutul vieții, am văzut într-o horă românească primarul, medicul, preotul, părinte și polițiștii. Deci e prima dată când am văzut toate instituțiile lucrând după program. Și înainte, dar și după program, și o groază de copii entuziaști. Până acum, edițiile anterioare se făceau, au fost realizate în Ardea, la Târgu Mureș, unde colegul Ciprian Istrate a făcut eforturi deosebite. Marius Coșărariu, colegul de la IPJ Neamț, a adus, dincolo de tenacitatea ardeleanului, și dulceața moldoveanului, și sufletul moldoveanului. Și se pare că anul acesta tot pe aici vom fi. Și vom mai fi. Și vom mai fi. Unii vom pleca la pensie, alții rămân să pleca mai departe. Eu o să interpretez două piese de folk. Muzica folk este o muzică de revoltă împotriva nedreptăților sociale, a injustiției, a inechității, a non-valorilor. Dar astăzi n-am să fiu un tribun muzical, am să fiu doar un artist amator. De mâine o să îmi preiau fișa postului la Buzău și mă bucur că am văzut în această seară generații diferite. Suntem născuți la intervale diferite de timp, ani diferiți, și constat că facem o predare de ștafetă frumoasă. Găsim alternative bune pentru copiii noștri, nu numai calculatorul, și nu-i normal să nu știi de ziua drapelului, să nu știi cine este un conducător, cine a fost un domnitor. În schimb, să știi că aplicația nu știu care și-a actualizat, s-a îmbunătățit. Și atunci toată lumea mergem acolo. Aici putem preda lucruri frumoase, muzică, artă, poezie, sentiment, valori, luptăm împotriva non-valorilor. Bun. Mi-am ascuns puțin emoțiile. Sunt singur cu o chitară, vă dați seama. N-am orchestrație în spate. O să încerc să mă reprezint bine, încât anul ăsta poate mai vin. Mă mai chemați. Așează-te pe mine și trupul
ta fierbinte și mâini de catifea. Să nu te înspăimânte nici noaptea ce se lasă, nici oamenii ce poate cumplit n-or judeca. Rămâi aici la mine, fragilă și frumoasă, rămâi, te rog, o viață, rămâi și nu pleca. Să mă săruți pe frunte, să mă săruți pe gură, am să mă văd de tine ca de ulici ori în uci. Vom asculta copiii la geamuri cum ne ură, și-n șemineu vom arde cuvinte și butuci. Aș vrea să-mi stai în brațe și orele mai fie nimeni, nici înger păzitor. Să nu ne stea în cale, să nu ne stea pe umăr, să ne iubim o viață ca doi nemuritori. Să nu ne înspăimânte nici noaptea ce se lasă, nici oamenii ce poate cumplit n-o judeca. Rămâi aici cu mine, fragilă și frumoasă, rămâi, te rog, o viață, rămâi și nu pleca. Melodia aceasta, versul Sorin Pocritaru și muzica Vasile Mardare. Acum 3 luni ne-am întâlnit la Râmnicu Sărat, unde împreună cu Andrei Păunescu au avut un spectacol pentru centenar. Și chiar le-am spus că mi-a plăcut melodia și am câștigat un loc bun la festivalul nostru cu această melodie. Și un om de o simplitate românească. Zice, unde ai găsit-o? Că o singură dată am cântat-o într-o seară la o petrecere și atât, n-am înregistrat-o. Din păcate, Vasile Mardare și-a încheiat conturile cu această lume acum pe o lună jumătate. Așa e viața. Și eu îi cânt și îi dedic această melodie cu această zi frumoasă. A doua piesă este Vasile Șeicanu, e un pic mai ritmată. Dacă mă ajutați la partea interactivă a refrenului, ar fi excelent. Nu merg seara, nu, pardon, scuzați. Nu merg nici călare, nici pe jos. Nu sunt nici urât, dar nici frumos. Nu merg seara cu trăsura, dar mai simt în piept arsura unui prador de ochii tăi. Nu ascunde gura lui, chiar dacă insistă unii, dar nu văd prador de ochii tăi. Din prea mult sau prea puțin, aș mai bea un stău de vin și o ceașcă de cafea, bună ori mai rea. Și-apoi ce-o mai fi, o mai vedea. Nu merg seara mică la șosea și nu port costum de capitea. Te găsesc în un bar mai vene, de benzină sau dobre, mi se face dor de ochi tăi.
Nu ascult de gura lumii, chiar dacă îi insistă unii, dar de gura domnul de orică. Din prea mult sau prea puțin, aș mai vrea o strădeli. Și o ceașcă de cafea, ori mai bună, ori mai rea. Semnul meu. Și dacă mai cred în Dumnezeu, e pentru că în fața sorții sau a vieții sau a morții mi se face dorul de ochii mei. Nu ascult de gura lumii, chiar dacă insistă unii, dar de dorul ador de ochii tăi. Din prea mult sau prea puțin, mă rog. Aș mai ca un strădemin și o ceașcă de cafea, ori mai bună, ori mai rea. Și-apoi ce-o mai zi, o mai credea. Mulțumesc! La mulți ani, să ne vedem cu bine, sănătate, să rămân. Salutări de mâini, doamnelor, salutări, domnilor, toate cele bune, să trăim, să fim fericiți, să fim români. Mulțumesc mult! Și noi vă mulțumim foarte, foarte mult, domnul Ilie Mihail Gabriel. Și vă oferim o diplomă de excelență. Vă mulțumim foarte mult și vă mai așteptăm la activitățile Centrului Cultural. Vă propun în cele ce urmează un nou moment oferit de polițistul artist Gheorghe Filip. Foaie verde, fir de nalubă, m-aș chiti să scriu cu jalbă. N-am cerneală, dar aș scrie cu cerneala inimii. Toată lumea să înțeleagă cât mi-e inima de neagră și cum m-a cuprins obida ca pe grâne pălămida. Nu m-aș plânge că sărac, că n-am lemn de un arac sau un ciot de retevei să-l pun proptă la bordei. Nu m-aș plânge de copii, că sunt goi și străvezii, că-i rod fricurile vara mai cumplit de cum negara roade spicul sfinte ierbi. Că din scute ce sunt șerbi, că ne cumpără, ne vând, ca pe vitele de rând, la un loc cu turmele, nu ne înseamnă numele, doar la număr. La grămada, careturi de o gradă printre hamuri și căpestre, și ne trec în voi de zestre, robi în jug, din tată în fiu. N-aș scrie, că nu știu să scriu, dar să-mi vină în bătătură, unul cu învățătură în legi și în latinie, să ia condeiul să scrie trei vorbe de grea o cară și o sândă pentru țară, de cutremură se omul, unio trium națiorum, împotriva ăstei nații. Și mai jure învățații, regii, sfetnicii, prelații, pe rotul pământului, pe fuietul vântului, pe frunza pădurilor, pe suflarea curilor, că nu e a noastră țara, că nu noi i-am dus povara dintr-un tâiul cel din tâi, că nu-i stară în căpătâi precum muma pruncului. Am tăiat apelor vad, munților noi le-am pus sat, că le-am împlântat în coastă brazii pe măsura noastră. Cât trăim, să ne învipte. Când murim, să ne înscripte. Și de veacuri fără număr, nu noi am purtat pe umăr arc secure, coasă flintă și mai jure să nu mintă, pe lumina
lumina de sub pleoape, nu noi am luptat la tape. Și iar verde lemn câivesc, nu știu să mă iscălesc, dar pun degetul și jur că mult n-am să mai îndur, că am să-mi fac din suflet clopot, să strig peste țară, slobod. Și am să-mi fig în pragă ista schiptrului buernista. Și s-au ridicat de sculții, clătinând din talpă munții, osândiții fără vină, au pornit către lumină. Că le-a fost luat stăpânirea și bucoavna și saltirea, focul vetrei și mălaiul, legea, numele și graiul. Și cu grele dările le-a înduit spinările. Dar stăpânii de mult bine nu au ochi pentru oricine, nici ureche pentru păsuri de mult foșnet de mătăsuri. Ca să-și stingă furia, pun la alba iulia să se înalțe eșafod unde Mihai Voivod a pus scaun de domnie pentru întâia Românie de la Burebista încoace. Inimi, suflete, ortace, s-adunară toți râmlenii și de rând și căpetenii și-au purces la Apulum să vadă acolo cum le cad dintre buni mai buni ca sub trăznete gorunii. Și privis păimită, gloata cum învârt stăpânii roata, dar nu roata carului, nici roata olarului, nici roata de la fântână, nici cea înfiptă în țărână, roata plugului și a păinii. Ci roata pe care câinii o înțesară cu piroane ca să fie de canoane, frunțile să nu gândească, ochii să nu mai privească nici spre fii, nici spre strămoși. Îngleștați, tăcuți, stâncoși, ei privire și plecare, s-au întors iar la ciubară, dar de cum ajung în tindă, scot răbojul de sub grindă și cosorul din șerpare, să-l scrie pe fiecare, morții lor, fără morminte, să-și mai aduc aminte, până nu mai avură lemne, să încreste atâtea semne. Cu frunțile pe genunchi, lăcrămară și gemură, geamăt greu de la rărunchi, cu o bidă și cu ură apăsând în prag cosorul, cum apasă în suflet moina. Doamne! Nu ne lua și dorul, că atât avem și doina. Mulțumim foarte mult, Gheorghe Filip, un mare artist și un polițist devotat acestei arme. Este vorba de Gheorghe Filip, care este purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Harghita. Vrem să îți oferim noastră o diplomă de excelență. Mulțumesc și eu. Și te așteptăm la activitățile Centrului Cultural în măsura timpului tău disponibil. Îți mulțumim, inspector. Iar în cele ce urmează, îl voi invita în scenă pe Mihai Coșărariu, prietenul nostru și al dumneavoastră, polițist în cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Neamț, secția de Poliție Rurală 12 Vicaz. El este zis și rapsodul munților, dar și un neobosit al scrisului. Absolvent al Școlii de Subofițer de Poliție Nicolae Golescu Slatina, precum și al Școlii Populare de Artă Piatra Neamț, secția Vioară, promoția 1992, este inițiatorul și organizatorul festivalurilor naționale pentru copii și tineri, Copiii Florile Inimii și Dăm Folc, ambele desfășurate la Centrul Cultural al Comunei Tașca din județul Neamț. Să-i urăm un bun venit alături de doamnele preotese Cristina Iuliana Marin,
Elena Ropotoaia. Bine ați venit, care împreună alcătuiesc grupul Folk, eu cred. Sunt convinsă că ne vor încânta cu melodiile lor în cele ce urmează. De asemenea, invit în scenă copii din grupul Florile Ceahlăului. Vă rog din nou să îi aplaudăm și să-i ascultăm cu mare bucurie. Pentru situații de urgență de la Suceava, Cezar Haiura, Dor de Bucovina. Brazdele din tine și nu te
Libertății spune că Avramea nu suntem toți
pentru că munții, cu munții ne vom bate, pentru lumina țării și pentru libertate. Aici ne e cuvântul când îl avem de spus, decât slujirea țării, nimic nu-i mai presus, decât slujirea țării, nimic nu-i mai presus. Jurăm credință luptei, oricând ar fi de grea, jurăm că pentru țară și viața ne-o vom da. Jurăm să nu ne mică nici clipa, nici vecia, trăiască libertatea, trăiască România, trăiască libertatea, trăiască România, trăiască libertate și liniște poporul, trăiască România, trăiască tricolorul, trăiască libertate și liniște poporul, trăiască România, trăiască tu mai sigur. Să le readucem în memoria noastră. O să încheiem cu o melodie frumoasă. La care vă invităm să-i cântăm împreună refrenul. Când auzi de chiu și vaie, pune-ți șeile pe cai, să cântăm în vechiul grai, țurăi, țurăi și novai.
L-ați cântat și l-ați slăvit. Felicitările mele! De asemenea, îi oferim o diplomă de excelență doamnei Dana Ursache. Mare bucurie să ne revedem și aici la Piatra Neamț. Vă iubesc și vă mulțumesc! Vă mulțumim și vom veni la Cașca în octombrie. Excelență, domnului Ion Asaftei, din partea Consiliului Județean Neamț. Dacă nu este aici, o va primi ulterior. Vă rog. De asemenea, domnului Nicolae Luca, cel care ne-a fost astăzi alături, de la Asociația Culturală Neamțului. Vă mulțumesc! Respect și din partea noastră! De asemenea, domnului locotenent colonel Mitrea Mihai Ciprian, vrem să-i oferim o diplomă de excelență. Dacă este un reprezentant care poate să-i ofere, vă rog, de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Neamț.
Mulțumim pentru că ne-ați fost alături. De asemenea, domnului comisar șef de poliție, Costel Paul Tablan, de la Inspectoratul Județean de Poliție NAM. Vă mulțumim. Și de asemenea, domnului major Radu Vasile Olariu, de la Inspectoratul Județean de Jandarmi. Spectacolul oferit de Centrul Cultural al Ministerului Afacerilor Interne a luat sfârșit, dar nu înainte de a vă mulțumi dumneavoastră, un public, chiar dacă nu numeros, valoros, și sper că tot ceea ce v-am oferit v-a făcut plăcere să ascultați. Vom reveni ori de câte ori vom avea ocazia la Piatra Neamț, cu mare bucurie. Cum sunt să audă? Avem și o surpriză la final, nu vă mai reținem mult, dar vă va place cu siguranță. Eu sunt Maria sa publicul și am luat hotărârea eroică în numele Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria Filiala Neamț, în numele Asociației în Munții Neamțului, reprezentată Asociația Națională Regina Maria, reprezentată de mine, profesor Ion Popescu, Asociația Munții Neamțului, reprezentată de veritabilul purtător de drapel, Nicolae Luca, care a primit și o diplomă din partea dumneavoastră, și pentru că am făcut parte din public, în special, și pentru că de azi dimineață sărbătorim Ziua Drapelului Național, am participat la mai multe activități, am zis că suntem datori, noi, publicul, să vă oferim dumneavoastră o diplomă, nu aveți scrisă, dar o diplomă verbală pentru tulburătorul program artistic pe care ne l-ați prezentat despre neam și despre țară. Îl asigur pe Gheorghe Filip, pe Maria, pe Ion, pe Vasile, că și pe noi ne doare România, că iubim România, că slăvim România și că iubim toată istoria neamului nostru românesc. Și în special astăzi, de Ziua Drapelului, am vrut să fac această mărturisire și vreau că ne doare, așa cum spunea domnul Gheorghe, ne doare România, de aceea ne-am dus la plantat pomi în Parcul Memoriei Naționale cu niște cercuri, grupul eroilor din județul Neamț. De aceea am organizat un festival de cântece, poezie și muzică patriotică Noi Suntem Români, și pentru că domnul Coșerariu este aici, a lipsit la primele două ediții de la această manifestare și vă oblig ca la a treia ediție să fiți prezent cu această minunată formație pe care o conduceți, mai ales că m-ați cucerit și cu E toamnă iar și Plânge cu frunze argintii, o poezie de prietenul meu Asabe Ion de la Biblioteca Municipală. Și în orice caz, dorim ca domnul Nicolae Luca să organizeze un marș al Unirii, mergând pe jos în vreo lună de zile până la Alba Iulia, iar eu împreună cu vreo 300 de copii, din cadrul cercurilor culturilor de județul Neamț, ne vom prezenta la Marea Adunare Națională de Alba Iulia, să predăm ștafeta mai departe tinerii generații pentru iubirea de neam și de țară și pentru durerea aceasta nesfârșită de neam și de țară. Mulțumim foarte mult! Și așa cum spuneam, un moment surpriză. Dragii mei, să vă spun despre ce moment este vorba. În urmă cu ceva vreme, Marius a compus câteva versuri despre România extraordinar de frumos. Iar mie mi-a plăcut așa de mult cât i-am propus să o cântăm. I-am zis că eu o să compun linia melodică
și o să adaptăm la versurile făcute de el. Și pentru dumneavoastră cu această zi, pentru comisar șef Diana Petrescu, cea mai tare organizatoare, încă o dată să o aplaudăm, deoarece o să o provoc și pe ea imediat, nu vă spun nimic, avem spre final surprize. Acolo unde soarele zâmbește, iar miriși pulpește cununia, e locul unde Dumnezeu vorbește, e țara cea sfântă România. Acolo unde dragostea învinge, unde iubirea își cântă sinfonia, țara mea frumoasă, România. România, 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 țara mea. România, România, ești cea mai frumoasă stea. România, 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 țara mea. România, România, ești cea mai frumoasă stea. Încercăm un refren împreună. România, 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 țara mea. România, România, ești cea mai frumoasă stea. România, 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 țara mea. România, România, ești cea mai frumoasă stea. Acolo unde sus îmi zboare, iar luna de alunde mânia, unde se nascovește muritoare, e țara mea cea dragă, România. Acolo unde pusnicii se roagă, unde domnește pacea, omenia. Acolo este țara mea cea dragă, pe care pot în suflet, România. România, 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 țara mea. România, 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 țara mea. România, România, ești cea mai frumoasă stea. România, 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 țara mea. România, România, ești cea mai frumoasă stea. România, 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 țara mea. România, România, ești cea mai frumoasă, singura. Și acum cu toții, hai să vă auzim pe dumneavoastră. România! Măcar nu i-am făcut repetiție. Bineînțeles, trebuia să bage Gigi Filip. Bineînțeles. E, dragii pentru mei, că mi-a plăcut foarte, foarte mult mesajul de mai înainte. Nu știu unde este stimabilul domnul care mi s-a adresat. Respecte, plecăciune și pentru dumneavoastră special, imposibilă donație a prietenului și colegului meu Ionel Simota. Hai, străinule, să-ți dau tot ce vrei din țara mea. Scaunul pe care stau în sămunții nu-i pot da. Eu te las și pot să iei pâine, sare, apă, foc, munții nu, că sunt ai mei și nu am ce pune în loc. Și nici deal nu-ți dau vreunul, ori câmpiile cu ape, însă-ți dau ca tot românul omenie cât în cap. Îți dau tot ce vrei să știi din istoriile sfinte, îți arăt eroii vii ce sunt în suflet și în morminte. Doar un lucru să nu-mi cere, să-ți dau vreun colț de țară. Eu nu vreau să-mi dai averi și apoi să mă alungi afară. Colțul acesta-i dar ceresc. Fără el aș fi străin. Aici oaspeții primesc. Le dau pâine, le dau vin. Însă niciun colț de țară nu-l pot da la vreun străin. Gigi Filip. Ultima piesă pe care vreau să vândăm împreună. Este vorba despre o surpriză, tocmai de aceea am chemat-o pe Diana Petrescu.
care să știți că este foarte talentată, pe lângă o foarte bună organizatoare de evenimente. Iar acum vă propun o ultimă melodie să o cântăm împreună, împreună cu Diana Petrescu. Puteți să folosiți la fel palmele. Vă mulțumim și vă mulțumim, vă doresc o bună.